Un lot foarte, foarte bun atunci. Da, nu, într-adevăr, atunci chiar aveam așa jucători că la un moment dat, știi cum e, atunci era vorba doar de o echipă, era Steaua. Nu e acum cum era cum e nebunia asta, FCSV Steaua, pentru că una dintre întrebări e și asta. Tu care echipă crezi că este acum în Liga 1? Steaua sau FCSV? Am fost Eu tot timpul, și Cave, eu tot timpul evit asta pentru că îi spun, bă, nu știu. Deși, na, am avut același patron, am avut pe piept emblema stelei, nu s-a schimbat decât în spate, să zicem așa, un nume sau o emblemă, dar altceva nu pot să știu pentru că mă depășește. nu, părerea mea, și am zis și când a fost acum vara trecută în România la emisiune, când a fost împreună acolo, am zis nu există. Părerea mea, asta e. Nu mai Steaua. FCSB, asta, ce asta? Nu, părerea mea, nu mai Steaua. Steaua, toată lumea știe Steaua, toată lumea este, cum să zic, cu Steaua. Mulți suporteri, fanii, ori a fost unde, în România, la ce oraș mergeam, suporterii era cu Așa e. Steaua. Asta așa e că Știu mi-aduc că aminte. Da, zi, Capi. acum e situația grea cu numele și nu știu ce se întâmplă cu asta. Să fie așa, rămâne așa. Eu sincer, Capi, mi-aș dori cumva ca Gigi Becali cu armata să găsească o soluție și cumva să se întoarcă, cumva, nu știu, să preia, să cumva să se ajungă la o înțelegere, pentru că e clar, suporterii s-au împărțit. Lumea, eu știu, vede exact cum vorbim și noi acum. Unul zice Steaua, unul zice FCSB și eu, cel mai mult cine pierde este suporterul. Așa cum am tot zis tot timpul, este că pierde suporterul.